Bună seara și bun găsit, dragi telespectatori, o nouă ediție, un stil de viață sănătos. De pe acum îmi cer scuze, ne cerem scuze, pentru că am intrat cu genericele cu o mică întârziere, dar micul drăcușor al tehnicii mai apare din când în când și pe la noi, dar totul s-a remediat, avem o echipă tehnică extraordinară. Mulțumesc tuturor băieților și fetelor care ne-au ajutat ca să revenim la o normalitate acceptabilă pentru a emite din studioul TVR Cluj. Vom avea o ediție foarte interesantă, zic eu. De ce? Veți auzi, veți vedea în minutele care urmează. Până la orele 19:55 vom merge cu această ediție. De pe acum o salut cu mare respect pe o, pot să zic așa, și nu se va supăra în mod sigur, o prietenă devotată a televiziunii române, doamna profesor universitar dr. Doina Cosman, medic primar psihiatru, printre altele președinta Asociației Române de Psihiatrie și Psihoterapie și aș putea să mai enumăr și alte titulaturi. Doamna profesor, bine ați revenit în emisiunea Un stil de viață sănătos. Vă mulțumesc pentru invitație. Mulțumim și bineînțeles, domnul profesor dr. Nicolae Hâncu. Bună seara, domnule profesor. Bun găsit tuturor. Bună seara, doamnă profesor, să rămână Doina. Bună seara. Mulțumesc că ai avut timp să fii alături de noi pentru a transmite mesaje frumoase, nu doar pentru că se apropie sărbătorile pascale, ci pentru că trăim vremuri mai dificile și din acest motiv am și intitulat emisiunea de astăzi Să nu ne fie frică, oarecând clar pastișându-l pe Papa Ioan Paul al II-lea, cel care, părăsind statutul de Carol Wojtyla de Cracovia, se adresa polonezilor la el acasă, să nu vă fie frică. Mi-am permis să pastișem, să pastișez și să spun să nu ne fie frică. Și aș dori să te întreb, Doina, de ce să nu ne fie frică? Pentru că motive am avea. E frică de război, de pandemie, de urmările pandemiei, de urmările războiului. Cât este de periculoasă frica? Dacă bine mi-aduc aminte, intervin aici ca să duc un pic discuția și mai departe. Bine mi-aduc aminte, ultima oară am discutat în această formulă cu doamna profesor, când a fost, hai să-i spun așa între ghilimele, doar pandemia. Acum, da, în plină pandemie. În plină pandemie cu doamna profesor și a fost o ediție mai mult decât interesantă. Iată, acum se suprapune, peste pandemie se suprapune și acest conflict armat care pare să nicicum nu vrea să se termine. Scuzați-mă că am intervenit. Da. Am să vă răspund nu în termeni medicali, ci în termeni religioși. Să știți că frica este o ispită. Și atunci, bineînțeles că Papa Ioan Paul al II-lea știa la câte nivele ale ființei umane se adresează. Se adresa, în primul rând, la nivelul spiritual. Dacă este, iarăși, să redevin la nivelul medical, frica, să știți că produce foarte multe dereglări, în primul rând în sistemul de metabolizare a aminelor cerebrale, în metabolizarea neurotransmițătorilor și, de asemenea, produce foarte multe bradichinine și foarte multe mizerii în corp. O serie întreagă de metabolisme o iau rasna atunci când frica ne conduce psihicul, dar nu numai. Asta vreau să spun, că frica produce dezastre și în tot organismul. Dacă ar fi să vorbesc despre starea mentală a populației, vreau să vă spun că frica începe încet, încet să își croiască drum în mentalul colectiv. De ună zi, la o mică prăvălie de cartier, o doamnă a intrat și a întrebat pe vânzătoare, pe care o cunoștea: dragă, nu știi pe aici vreo casă cu un adăpost antiatomic? Era foarte serioasă. Așa că vreau să vă spun că frica începe să șerpuiască prin mințile oamenilor. Dar pe lângă frică, de la frică, de la o frică, de la o îngrijorare,
se poate ajunge al doilea, tocmai că nu-i tot una frica cu îngrijorarea. Și vreau să faci diferențierea aceasta. Îngrijorarea e benefică, frica nu mai benefică. Depinde. Există și o îngrijorare patologică, chiar așa numită în manuale. Dar îngrijorarea presupune un factor cognitiv de încercare de rezolvare de probleme. Adică se anunță în viitor în o situație neplăcută și persoana caută prin anumite mișloace și mai ales prin focusarea asupra acelei situații să își ia măsuri de precauție. Da, într-adevăr, aceasta este o îngrijorare care, să zicem, intră în criteriile normalității. Îngrijorarea patologică este, dar nu este cazul acum să vorbim de faptul că anxietatea de care vorbesc oamenii și frica de un viitor dezastru nuclear ar fi din categoria iraționalului, pentru că e posibil un astfel de accident și să sperăm că e cât mai puțin probabil. Mai există grade, deci de frică, îngrijorare, temere, atac de panică, sunt multe persoane acum cu atac de panică, mai ales că sunt vulnerabilizate de COVID. Am tot mai multe cazuri în cabinet care vin cu simptome care sunt clar post-COVID, dacă nu chiar au fenomenul numit sau sindromul numit long COVID. Și toate aceste persoane sunt vulnerabile din punct de vedere psihic. La ele frica, panica, criza de anxietate, anxietatea generalizată se poate declanșa și se poate menține cu multă ușurință. Tot mai multe persoane își recunosc această stare, care este o stare penibilă, o stare de rău fizic, nu numai psihologic, și vin, iată că vin la psihiatru. Deci nu mai vin, nu caută psihiatrii în mai mare măsură decât altă dată și cred că și psihologii constată o creștere a persoanelor care li se adresează pentru această categorie, din categoria largă a anxietății, ca să vorbim așa în termeni medicali. Da, vreau să vă întreb, dar înainte de întrebarea punctuală, doamna profesor, cu privire la un fel de control, controlarea posibilă a fricii sau cum combatem frica, am avut prilejul, nici nu știu cum să-i spun, acum câteva zile să mă ocup de trei persoane refugiate din Ucraina, din orașul Dnepro, care a fost ultrabombardat. Chiar ieri am văzut știrea cum că au ras în totalitate aeroportul internațional la un oraș de peste 1 milion de locuitori, foști locuitori. Dar nu aici vreau să ajung. 3 zile am fost cu un adolescent de 17 ani, din cauza asta, datorită vârstei, a putut să vină în România. Fratele lui de 18 ani cu tatăl lor a rămas în Ucraina. Mama a fost și este aici și bunica. Doamna profesor, vă spun sincer, în viața mea n-am văzut oameni atât de șocați, atât de speriați toată ziua. Cât am fost, cât am încercat, am putut să-i ajut până am găsit un locșor sigur și confortabil pentru dânsii în Cluj și frumos din partea unor ONG-uri care se ocupă și se preocupă cu astfel de situații, astfel de lucruri. Și atunci mi-am promis, știind că astăzi vă avem invitat în emisiune, să vă întreb cum se poate controla, cum se poate combate frica aceasta. Mie mi-a fost pur și simplu frică la un moment dat să nu li se facă răul lor, pentru că erau atât de șocați. Da, Karen, dăm voie înainte de a-i pune întrebarea sau înainte de a răspunde doamna profesor, sincer vorbind,
ți-ai dus și ți-e frică ceea ce ai văzut la ei. Dacă am preluat de la dânsii? Da, da, dar frică nu de teamă că ei vor păți ceva. Nu, frica în sine, frica în sine, adică tine, valurile, da, pentru familia ta. Foarte, foarte bine că ați spus, domnule profesor, am simțit acele valuri care veneau către mine și pe undeva simțeam așa că mă acaparau și pe mine și eu încercam să fiu cât mai lucid, să fiu cât mai controlat, hai să-i spun așa, dar asta vroiam să aflu de la doamna profesor. În astfel de situații, ce faci? În afară de faptul că apelezi la un specialist, vorba dumneavoastră, un psiholog, un psihiatru. Da. În astfel de situații discutăm un picuț măsurile în funcție de vârstă. Adolescentului îi recomand călduros să se apuce repede, repede de sport. Să se ducă la o sală, să ONG-ul să îi faciliteze intrarea la o sală de sport, la o sală de fitness, să îi se facă cunoștință cu un grup de tineri sportivi. Pentru mamă și pentru bunică, desigur că aceste mijloace ar părea inoportune. De aceea este bine ca să li se găsească prieteni sau prietene, persoane vorbitoare de limba rusă, persoane sau de limba ucraineană. Ucraineană, că, da. Ambele limbi se practică la dânsi, da. Da, că deja sunt și incluși astfel de persoane și să discute mult, ca să facă o ventilație a sentimentelor, o ventilație emoțională, să discute, să povestească, să aibă un umăr, cum s-ar spune, cum spunem noi, un umăr pe care să plângă. Da, Doina, sigur, dă-mi voie să te întreb ceva. Doina, da. Ce teme să fie evitate în discuție? Ce bună întrebarea! Nu trebuie să fie evitate temele de adică, de exemplu, război, să fie lăsate persoane respective să-și plângă să suferința, deruleze, să se deruleze, da. Narativitatea lor le face bine pentru că povestind expulzează într-un fel o serie întreagă de tensiuni negative și, cum spuneam, se ventilează sentimentele. Nu se ocolește nicio temă, nu se ocolește nici tema morții. Aici vreau o paranteză, permiteți-mi, doamna profesor. Da. Aceste persoane, am dat un exemplu concret că e cel mai bine să lucrez cu exemple concrete. Sigur. Adică aceste trei persoane, până la urmă, ca să fie încheiată povestea aceasta, cercul mai bine zis, au fost cazate într-un fost hotel din Cluj, nu pot să-i dau numele, undeva în Zorilor. Dar acolo este un centru mare de primire a acestor persoane care s-au refugiat din cauza războiului și sunt între ei. Și asta vreau să vă întreb, dacă e bine să... Deci, sunt refugiați cu refugiați în aceeași clădire și vis-a-vis de ce întreba profesorul Hâncu, e bine să discute, pentru că vă dați seama, sunt probleme identice. La voi s-a bombardat, la noi s-a bombardat, despre moarte aici, despre moarte acolo, sau să vină cineva din afară sau aceste persoane să fie duse în altă direcție și să discute cu alte persoane care nu au fost și nu sunt implicate în tema războiului. Da. Haideți să facem o analogie cu psihoterapia de grup. Deci este bine ca aceste persoane să discute despre ceea ce le apasă cel mai tare, cugetul și sufletul. Nu putem să discutăm despre artă, cultură, loazir, așa, nu. Deci ele, aceste persoane trebuie să discute despre problemele pe care le au. Și dacă au și moarte, în reacția de doliu știm că persoana care plânge și își plânge mortul scapă mai repede de viitoarele complicații legate de tristețea firească, de anxietatea firească cu frică de moarte. Deci trebuie să discute temele grave care sunt prezente acum în viața lor. E bine că sunt într-un cerc în care pot să vorbească, în care se creează o coeziune de grup
Este bine ca și din exterior, din Cluj, dacă mai vine cineva, poate că mai schimbă asta vreau, puțin. Asta vreau să întreb, Doina. Dacă acolo ar fi bine să vină un specialist din domeniul tău sau din domeniul psihologiei care să poată discuta cu ei și eventual să le canalizeze dialogurile, narațiile și așa mai departe. Da. Dacă i-ar ajuta. Da, ar fi bine. Deci ca în niște ședințe de psihoterapie de grup, un specialist care va fi probabil de limbă română, secondat de un traducător. Da. Da, să aibă câteva teme de discutat și câteva sfaturi și să facă consiliere psihologică. Foarte bine că ați punctat acest lucru. Mâine am să mă și interesez personal dacă există astfel de persoane care se ocupă de traducători. Și traducători, dar și psihologi, pentru că ați spus și de psiholog ca să fie la fața locului. Da. Psiholog, dar vă spun, cineva cine totuși are puțină experiență de psihoterapie de grup. Există. Mă voi interesa pentru că mi se pare o temă din păcate prea de actualitate și vă dau un nume acum, nu știu dacă mai sunt în Cluj, mi-au fost mie studenți și colaboratori, familia Conio. Știu că practică psihoterapia de grup. Nu știu dacă mai sunt în Cluj. Mulțumesc frumos, doamna profesor, mi-am notat și am să fac tot ce îmi stă în putință ca să ajut la toată treaba aceasta. Scuzați-mă că am deviat un pic. Aș vrea acum eu să intervin cu ceva și să fac un share la o schemă, dacă puteți, pot să fac să share-uiesc ceva. Întrebați-vă, vă rog, tehnică, pentru că este ceva foarte important ce vreau să vă arăt și ce vreau să dezbatem ca să știm cam pe unde ne aflăm noi acum, noi, să zicem, care nu suntem sinistrați, așa, dar în fine, cam cum se desfășoară astfel de lucruri. Așa, în acest moment eu am să fac un share la... Să sperăm că ne va... Nu, văd că nu pot să share-uiesc, da? Este o schemă. Deci vreau să vă spun că de acum 12 ani s-a publicat, și acum este o nouă editare, s-a publicat un tratat care se intitulează Psihiatria dezastrelor. Este publicat sub editarea, editor fiind Robert Ursano, și acolo se arată care sunt fazele dezastrelor. Sunt 7 faze ale fiecărui dezastru, fie că este un dezastru natural, fie că este un dezastru produs de mână criminală, de exemplu când sunt luați ostatii, sau dezastru comunitar. Și aceste 7 faze se desfășoară în faza de predezastru, faza de impact, faza de augmentare, de coeziune, faza de lună de miere, apoi este faza de deziluzie, apoi este faza de plângere a doliului, deci plânsul după pierderea persoanelor este o fază absolut necesară și abia după 1-3 ani vine faza de reconstrucție psihologică și reconstrucție și coeziune comunitară. Deci gândiți-vă cam pe unde suntem, dar îmi pare rău că nu pot să arăt această schemă. Este o problemă tehnică, mi s-a comunicat acum din regie. Da. Îmi pare foarte rău, poate că altă dată am să o pot arăta, pentru sigur. Că trebuie să știm la nivel comunitar unde ne aflăm. Pentru că și acest ajutor pe care uitați, cât mai mulți dintre noi îl acordăm celor în dezastru, așa, își are o anumită viață, un anumit progres. La un moment dat vom intra cu toții într-o fază de deziluzie. Deci nu considerați că sunt o Casandra care vine cu premoniții negative,
dar să ne pregătim pentru faza de deziluzie, să ne păstrăm energiile, să ne păstrăm mintea limpede și să acționăm bine, corect, atât din punct de vedere medical, cât și din punctul de vedere al sănătății publice. Pentru că toate acestea sunt probleme de sănătate publică, nu sunt numai probleme de psihiatrie sau de psihologie. Sistemele de acțiune din țări intră într-o strategie cu totul și cu totul specială. Și la aceste acțiuni conjugate participă nu numai medicina, nu numai sistemele de sănătate publică, participă și alte sisteme, cum ar fi sistemul de poliție, de pompieri, sistemul de informatic, de comunicații, sistemele de urgență, deci totul trebuie să conlucreze. Noi suntem într-o țară de BEC, da? Deci, care asigură o oareșcare bază și o oareșcare bază materială și resursă umană. Dar și noi trebuie să fim foarte conștienți că la un moment dat, din punct de vedere psihologic, ne vor lăsa puterile. Da, exact despre acest lucru aș dori să discutăm în continuare. Ne-a ajutat Dumnezeu că noi nu suntem sinistrați în momentul de față. Practic, noi cu multă compasiune, dar asistăm la dezastrul altora. Sigur, e foarte important că ei sunt la acel hotel și se vor îngriji alții de ei și așa mai departe. Dar trebuie să ne îngrijim și noi, pe noi înșine să ne îngrijim. Și aș dori să, dacă pot să creionez, care ar fi persoanele aflate la risc pentru a face o reacție excesivă, o frică excesivă, care va avea consecințe neplăcute în sensul că de la o frică excesivă, pe lângă efectele biologice, hipertensiune, crize de ulcer, de exemplu, diferite colici, se dezechilibrează diabetul și așa mai departe, ei bine, pot să apară și alte fenomene, de exemplu, să se ia decizii greșite. Se intră în ceea ce se numește panică, chiar dacă panica este indusă de imagini pe care le vedem, dar imaginile nu sunt aievea, nu sunt lângă noi, noi nu trăim în mijlocul lor. Mass media contribuie din plin la acest lucru, pentru că, vedeți bine, ei din asta trăiesc, mass media, din aceste imagini, adică trăiesc, pus în ghilimele. Ele sunt și ele trebuie distribuite, trebuie să cunoaștem. Trebuie prezentate. Trebuie prezentate. Și atunci, ce crezi? Cine ar fi la un risc mai mare să dezvolte reacții negative, periculoase pentru propriul său organism? Da. La cel mai mare risc sunt două categorii de patologii, ca să le spunem așa. Cei care deja au o patologie psihiatrică, fie că această patologie ține de tulburările afective, tulburările anxioase, sau chiar psihoze, și a doua categorie sunt cei cu afecțiuni cardiovasculare. Aceste două categorii le văd eu cele mai vulnerabile în astfel de situații în care o informație, un stres poate să declanșeze reacții în lanț. Vă dau numai un exemplu pe care l-am văzut în mass media. Vă aduceți aminte că o dărâmare prost condusă în Petroșani a aruncat un bolovan care a spart acoperișul unei case și persoanele de acolo din cartier, din vecinătatea, plus doamna cu copiii, nu, care era în casă, au crezut că a început bombardamentul. Exact, deci în exact. Mentalul, în subconștientul mentalului colectiv, există această așteptare dureroasă a unei acțiuni vătămătoare asupra comunităților. Mă exprim eufemistic. Cum putem să trecem peste toate acestea, doamna profesor? Adică, vă întreb așa, foarte pe șleau, dumneavoastră cum faceți?
Eu Bine, caut întrebarea să... este adresată unui celebru profesor de psihiatrie, doamna profesor Doina Coșman. Păi exact, de asta mi-am și permis, domnule profesor. Dar ce sfaturi dă dânsa altora? Păi nu, da. Dar știți, de obicei lumea, și asta o spun de fiecare dată, lumea are nevoie de modele, chiar dacă în unele zone... Da, sigur. Avem nevoie de modele, cum avem nevoie de modelul de nutriționist, de Dandy, adevărat, Dandy. Eu citesc ce aud în Buricul Târgului, când vine vorba de profesorul Hâncu. Vai, vai Marieta, am auzit eu, vai Marieta, ce bine se ține domnul profesor Hâncu, l-ai văzut la televizor. Ei, la fel îmi permit să o întreb pe doamna profesor Cosman, pentru că domnia sa, pe felia pe care o reprezintă la maxim, este cea pe care trebuie să o ascultăm și să o urmăm. Vă ascult, doamna profesor, scuzați. Eu fac multă activitate de ONG și în activitatea de ONG pe care o fac, și știți că ONG-ul, principalul ONG de care mă ocup, este cel care este legat de sinucidere, adică legat de moarte. Exact. În această moartea produsă de propria persoană, în această activitate de ONG, prin faptul că interacționez cu tineretul, este, cum să vă spun, o activitate utilă. Este o activitate în care simți că transmiți ceva pentru viitor. Bine, nu toată lumea poate să acționeze în ONG. Unii știu că toată lumea se gândește să ajute. Și unii ajută cu bani, unii, deci nu toți ajută cu acțiune. Dar sfătuiesc pe toată lumea să încerce, să facă plimbări, să citească ceva, fie pe tabletă, fie o carte, să asculte o muzică potrivită. Ce înseamnă muzică potrivită, doamna profesor? Muzică potrivită este o muzică care înviorează, o muzică care este frumoasă, nu o muzică cu tonuri stridente sau o muzică cu ritmuri nefiziologice, cum găsim, eu am studiat și puțină, adică și anumite bucăți muzicale din acest punct de vedere, și vreau să vă spun că multe bucăți rock au ritmuri nefiziologice, au ritmuri inversate. Dar, în fine, asta este o altă problemă. De asemenea, foarte, foarte important este să nu ne uităm mult la știri. Eventual, dacă vrem să fim informați, ne uităm o singură dată la o știre. Nu lăsăm televizorul toată ziua să ruleze. Mai, dacă vrem totuși să ne uităm la televizor, pentru că mulți pensionari, să zicem, că au afecțiuni reumatice sau pe moment nu se pot deplasa să se plimbe, atunci să se uite la emisiuni, la documentare cu peisaje. De fapt, natură și aventură, deci dacă mă uit pe grila TV Recluj, natură și aventură. Ne lipsește legătura firească, legătura primordială cu natura. Ne lipsește legătura cu verdele pajiștii, cu bleul sau albastru cerului senin. Ne lipsește legătura cu susurul apei care curge, ne lipsește legătura cu oglindirea în oglinda lacului sau cu foșnetul frunzelor atunci când bate un vânticel, nu chiar vânturile care Nu vântul de astăzi. Da, vântul de astăzi. Deci ne lipsește legătura cu natura și această lipsă se materializează imediat în reflexii, mă refer în ghilimele, în reflexii metabolice, domnul profesor Hâncu. Ce ziceți? Și acum am trecut, ați făcut un pod. Chiar vreau să te întreb la decompensarea diabetului. Deci multe persoane cu diabet au constată în ultimele săptămâni o dereglare a glicemiilor, explicat exact prin mecanismele pe care le-ai spus. Altceva vreau să te întreb. În literatura noastră și chiar recentă, și poate că nu întâmplător, în reviste de mare prestigiu,
un Lancet, de exemplu, au apărut articole în care se spune că chiar o activitate fizică moderată diminuează foarte mult răspunsul la stres, la frică și la o eventuală depresie. Și acest lucru este foarte bine documentat, este transferat imediat în ordinul recomandărilor să se practice și foarte bine ai spus, deja ai chiar în primele 10 minute, tinerii aceia să facă sport. Dar de ce numai tinerii? Părerea mea este că și vârstnicii pot să facă nu sală, ci pur și simplu să se plimbe, să se plimbe, pentru că mai ales acum, o plimbare în aer liber, apropierea de natură este extrem, extrem de benefică. Dar din domeniul specialității mele vin alte mesaje extrem de importante. Momentul acesta pe care noi îl trăim se combină perfect, în ghilimele, cu ceea ce ai spus deja, și anume cu long COVID-ul, adică urmările de diferite grade calitative sau de intensitate și care se întruchipează prin acest nou diagnostic de long COVID. De la dureri de cap, la tulburări de memorie, la palpitații, fel de fel de simptome curioase care nu au explicație, nu pot fi explicate imediat chiar de către specialiști, umblă de la un cabinet la altul. Acestea pot fi remediate foarte mult printr-o alimentație bazată foarte mult pe plante, nu vegetariani, dar bazată pe plante, în care să se mănânce toate categoriile de verdețuri care abundă în momentul acesta în piețele Clujului și nu numai în piețe, cu multe nuci, cu multe semințe și cu fructe. Deci legume, nuci, semințe, leguminoase de tipul fasole, mazăre, linte. Bine, astea se potrivesc foarte bine pentru că este chiar și perioada postului. Se pot combina cele două lucruri și, bineînțeles, cu eliminarea pe cât posibilă a băuturilor dulci, a carbogazoaselor și nu numai a băuturilor dulci, ci a dulciurilor în general, având de vedere că se cunoaște relația dintre deloc plăcută pentru organismul nostru între abuzul de sau aportul excesiv de zahăr și de fructoză pentru organismul nostru. Crezi că toate acestea ne pot ajuta în timp, având în vedere că mai avem puțin și se încheie emisiunea? Mai pentru avem, domn profesor, mai avem. Ceea ce se discută atât de mult și noi în toamnă am discutat despre acea reconstrucție mai bună, acel build back better, adică să construim mai bine. Crezi că din această stare putem să construim, să reconstruim mai bine? Nu vorbesc de Ucraina, ci eu vorbesc de noi, de ceea ce trăim noi românii în momentul de față. Da. Într-adevăr, eu am foarte mulți pacienți care au long COVID și nu pot să-i sfătuiesc decât să aibă o alimentație echilibrată, să aibă plimbări cât de cât. E vorba și de o anumită categorie, de cam de vârsta a treia, la care observ long COVID-ul, dar l-am observat și la tineri, deci și la persoane de 30 de ani, de 35-40 de ani. Într-adevăr, toată alimentația pomenită este foarte, foarte bună. Aș mai indica încă o activitate pe care n-am spus-o înainte, și anume cei care au posibilitatea să au un peticuț de pământ, să practice puțin grădinăritul. Este o activitate extrem de benefică pentru psihic și pentru fizic. Este o activitate prin care recreăm procesul de geneză, care se reflectă și în geneza noilor neuroni, pentru că avem nevoie de baby neurons acum, în acest moment al vieții noastre, indiferent de vârstă. Vreau să spun că un neuron... Explică puțin termenul. Da.
Explic. Deci, dintr-o celulă nespecifică, un neuron, la un moment dat, primește stimulul și se transformă specific către celula neuronală. În 7 zile, neuronul sau acea celulă nespecifică primește un firicel, da? Care va fi viitorul axon. În 14 zile se polarizează, adică primește încă un firicel care apoi va constitui arborele dendritic. Bref, până în 28 de zile, dintr-o celulă nespecifică, se creează un alt neuron care are un axon la un pol și la celălalt pol are frumoasa arborizație. Cu alte cuvinte, neuroregenerarea. Neuroregenerare, neurogeneză. Da. Aceste activități și de sport, dar și activități frumoase, recreative, cum ar fi activitățile din agricultură sau activitățile acestea mai individuale din propria grădină sau de grădinărit, sunt activități care mimează, de fapt, regenerarea. Al doilea lucru care este benefic în această activitate de, eu îi zic de grădinărit, poate e în termenul restrâns, dar în fine, fiecare cât îl ține pătura de pământ, așa, această activitate ne procură niște produse biologice, pentru că la ceea ce ai amintit cu alimentația, aș mai pune o interdicție, și anume să încercăm să evităm alimentele cu chimicale. Sunt, de exemplu, multe mezeluri care numai te uiți la ele și vezi că sunt pline de chimicale, pentru că sunt produse prin uscare, adică prin afumare, dar știm că, în fine, deci să evităm chimicalele. De asemenea, deci noi le spunem ultraprocesate, că doar nu e vorba doar de mezeluri, ci de patiserii, de exemplu. Da, să ne întoarcem la alimentele primare, să evităm zahărul, și aici sunt în consensul tău. Deci eu când mă uit la zahăr, văd de fapt un maldăr de chimicale. Numai un exemplu, nu vreau să mă bag peste specialitatea ta, dar vreau să fac o apologie a activităților recreative în aer liber. Este extraordinar de benefic pentru corp, iar activitatea de a pune în pământ un bulb de floare sau ceapă sau de o sămânță recrează, de fapt, modelul generativ al tuturor forțelor din noi care trebuie să fie plantate, să fie apoi îngrijite puțintel, udate și apoi să dea producție. Așa funcționăm și noi. Și în fiecare primăvară trebuie să ne regenerăm. A sosit timpul să ne regenerăm printr-o serie întreagă de activități care mimează creația. Și prin aceste activități să creăm o metaforă benefică pentru biologie, pentru celula noastră. Deci, cu alte cuvinte, mi-ai răspuns la ceea ce am întrebat eu, dacă acel Build Back Better este fezabil, adică putem să ne gândim sau nu. Și eu cred că suntem chiar obligați. Că în finalul acestei misiuni, vă anunț cu bucurie, domnilor, doamna profesor, domnule profesor, că avem permisiunea să mergem până la ora 23 minute, adică 20:03 cu emisiunea. Vă dă vedere că am început mai târziu. Da. Da, mulțumim frumos. Da. Pentru că mă gândeam că în finalul emisiunii noastre să fim optimiști sau finalul să fie optimist. Pentru că se va termina odată, deci pandemia este pe terminate, încă nu s-a terminat, dar asocierea la pandemie a acestui teribil război care este la doi pași de noi, fără îndoială că
fără să vrem, ne afectează, chiar dacă nu ne induce frică, dar prin repetiție sau prin faptul că durează mult, vom ajunge treptat acolo. Eu aș dori să mai adaug încă ceva la sfaturile pe care le-am dat pentru stil de viață, să evităm cât putem câștigul ponderal care se face pe baza țesutului gras. Cu alte cuvinte, să nu ne îngrășăm în această perioadă. Fiecare kilogram pe care îl adăugăm înseamnă mai multă grăsime și grăsimea la rândul ei este sursă de substanțe extrem de periculoase pentru organismul nostru. Nu numai pentru organism, pentru influențarea acelui ax extraordinar care este între creier și intestinul gros. Axul are o anumită terminologie în sistemul medical, nu vreau să insistăm asupra lui, dar este microbiomul. Poftim? Microbiomul. Axa creierului. Este acolo la nivelul intestinului, dar microbiomul intră în legătură cu probiotice sau cu partea din alimentație și din această interacțiune rezultă o serie de metaboliți. Metabolismul acela care se apar la nivelul intestinului gros, lucrurile sunt de date mai recente, vorbesc de câțiva ani încoace, iau drumul sistemic, adică se răspândesc în organism și ajung în creier, astfel încât creierul este, la ora actuală, foarte mult influențat de ceea ce se întâmplă în intestin. Și se întâmplă în intestin lucruri plăcute sau neplăcute. Cele neplăcute sunt date de o alimentație care este total contrarul celor pe care le-am recomandat și mai ales sunt și mai nesănătoase dacă organismul este încărcat de grăsime mai mult decât trebuie sau, cu alte cuvinte, dacă organismul este din categoria obezitate. Vreau să spun neapărat acest lucru pentru că prevenirea obezității o facem nu doar printr-o alimentație cumpătată, ci și prin activitatea fizică pe care atât de frumos ai documentat-o și ai recomandat-o. Ce părere ai despre alcool în această perioadă? Poate fi un refugiu? Eu zic că nu. Dacă este de foarte bună calitate, poate să fie consumat în cantități mici, cumpătate, și aici mă refer mai ales la vin. Nu sunt pentru alte băuturi, da. Dar aș fi vrut să atac, ca să zic așa, o altă latură pe care nu am pomenit-o acum în aceste condiții de restriște sufletească pentru mulți, dar și de îngrijorare pentru noi ceilalți, și anume condiția vieții religioase. Eu cred că foarte mulți în România și probabil și în Ucraina, dar cred că foarte mulți în România sunt extrem de legați de viața religioasă și de credință. Ar fi bine ca și tinerii să aibă acest sprijin. E ca niște metereze. Deci credința în Dumnezeu este o pavăză contra fricii. Este o pavăză contra îngrijorărilor patologice, nefondate în realitate. Mă gândesc aici la atâția oameni care se sperie de boli și care au tot felul de îngrijorări privitoare, să zicem, la cancer sau privitoare la alte boli, la infarct. Sau. Este important să credem în Dumnezeu, să avem o credință puternică care să ne creeze o plasă de siguranță în fața incertitudinilor vieții. Vedeți că fiecare, dacă ne analizăm destinul, avem faze în care recunoaștem că, de fapt, nu ne-am așteptat la ceea ce ni s-a întâmplat. Incertitudinea este regula și nu excepția. Noi, ca doctori, trebuie să avem o pregătire psihologică excelentă ca să facem față incertitudinii care intervine în evoluția bolii unui pacient. Chiar dacă, nu, de câte ori nu am avut astfel de experiențe. Am făcut diagnosticul corect, i-am dat tratamentul după protocoale foarte corect și au existat o serie întreagă de factori aleatori care au provocat
un alt drum, o altă evoluție și atunci a trebuit să ne descurcăm, ca să zic așa. Întotdeauna trebuie să apelăm nu la algoritm, adică nu numai la algoritmi terapeutici, întotdeauna un doctor trebuie să facă și euristică pe propria piele, adică să aplice niște soluții găsite ad hoc atunci la cazul individual. Deci de aceea amândoi aparținem școlii medicale clujene care are pe frontispiciu ei scris arta medicală. Tot ce ai spus acum definește arta medicală. Cu alte cuvinte, pe lângă știință multă, cum spunea Țiganul, este și conștiință multă, dar este și acea legătură extraordinară în sensul arte conversației, păcat că autorul nu mai este printre noi, Ileana Vulpescu, și conversația aceasta sau legătura pe care o stabilim, conexiunea până în toate detaliile ei, dar cu compasiune și nu și dacă ne este milă de cineva, să nu o transmite mila, pentru că asta îl descurajează pe cel pe care îl avem alături de noi. Eu cred că am atins niște subiecte extrem de importante în emisiunea de astăzi și vreau să te întreb care n-au fost întrebări deloc. Nu, telefonul l-am oprit pentru că atât de interesantă a fost discuția, atât de interesante au fost problemele ridicate și de doamna profesor și de dumneavoastră, că n-am vrut să sincopăm discursul acestei emisiuni. Nu, eu cred că așa a fost mai bine. Eventual să fie înregistrate întrebările și într-o altă emisiune să se răspundă la întrebări. Păi, bineînțeles. Vreau să aud de la doi specialiști de renume, fiecare pe problematica lui. Mi s-a părut o temă, un titlu dat de domnul profesor Hâncu pentru ediția de astăzi, sub umbrela cărui titlu ați putut să ne prezentați câteva chestiuni foarte, foarte importante în această perioadă, care să sperăm să fie cât mai scurtă, dar din păcate nu se vede încă finalul acestei perioade nefaste. Doream să o mai întreb ceva pe doamna profesor. Vă rog, și vă rog. Doina, te rog să fii foarte atent la răspuns, pentru că ai o capacitate de a influența lumea extraordinară. Nu știu. Cât de mult e bine să fim foarte cumpătați legat de autoadministrarea medicamentelor. Adică în această perioadă să nu existe autoadministrări, să nu meargă lumea la farmacie și pe baza unui prietenii sau unor cunoștințe spune dați-mi calmante, nu pot dormi, ce să fac, să mă calmez și etc., etc., etc. Cum? E o interdicție totală sau anumite lucruri ar putea fi recomandate? Într-adevăr, insomnia este tot mai răspândită în rândul populației. Atât populație mai de vârsta a treia, cât și populație tânără. E clar că insomnia nu trebuie să fie tratată prin automedicație. E clar că indicațiile farmacistelor sau a tehnicienelor farmaciste nu sunt bune. Și este bine ca persoanele, dacă au o insomnie mai lungă de 3 săptămâni, atenție, doar de 3 săptămâni, imediat să se ducă la medic. Aici nu mai fac indicația, eu sunt extrem de prietenoasă cu psihologii. Deci în această situație, în acest simptom, nu mai fac indicația ca persoana să se ducă la psiholog. Nu, să se ducă la medic. Dacă nu dorește să meargă imediat la medicul psihiatru, să se ducă la medicul de familie pentru insomnie. Pentru că o insomnie poate să fie un văl înșelător care să acopere multe alte probleme. Probleme somatice,
sau chiar o depresie, o depresie gravă care să împingă, știm noi, până unde poate să împingă depresia pe om. Așa a că intrat, mi-a intrat în cască o întrebare acum, doamna profesor, da? Pentru insomnie, pentru că ați vorbit de insomnie, da? Dacă este bine să se folosească melatonina. Nu cred în efectele benefice ale melatoninei, dar nu face nici rău persoana să se adreseze specialistului. Pentru că există insomnii și insomnii. Cauzele sunt diverse, simptomul este oareșcum nespecific, cu toate că extrem de supărător. Dar vreau să vă mai spun ceva, da. Vreau să ca o încheiere. În ce fază suntem noi acum, noi în România? Suntem într-o fază a probabilității unui necaz, da? Deci în incertitudine. Există o expresie așa în mediul sociologic și anume lebăda neagră. Nu, am depășit faza de lebădă neagră. Eu aș spune că suntem în fața rinocerului gri. Ne este frică tuturor de rinocerul gri, adică rinocerul pe care îl bănuim, dar încă nu îl vedem, dar el este acolo prin savană, în tufișuri și ne poate ataca oricând, da? Deci asta este faza. Dar ceea ce spusese domnul profesor Hâncu la început, citându-l pe Papa Ioan Paul al II-lea, să nu ne fie frică, putem să realizăm numai și numai cu sprijinul unei bune organizări personale și de familie și cu un sprijin într-o credință, într-o entitate superioară. Aceasta este și, este și momentul îndemnului la intensificarea vieții spirituale. Da. Așa da, este. Mi-a plăcut acest moment de suspans. Mi-a plăcut acest moment. Am început în Săptămâna Sfântă, Semana Santa pentru catolici, săptămâna viitoare va fi pentru greco-catolici și pentru ortodoxi, pentru lumea creștină, pentru lumea creștină, fără îndoială, eu cred că este mai protejată de toate aceste necazuri decât cei care nu cred. Da, Doamne ajută să fie așa. Existența lumii creștine. Am ajuns la final. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție foarte interesantă, doamna profesor Cosman. Vă mai așteptăm. Vă promit și dumneavoastră și telespectatorilor că nu vom aștepta un următor dezastru natural sau creat de oameni pentru a vă invita din nou, doamna profesor Cosman. Atenție la gripă! Opa, ne dați... Da, da, am înțeles de la medici că... Am dat jos măștile și acum circulă toți virusii. Da, și suntem absolut descoperiți. Și bucurie de a găsi gazde extraordinară. Vă mai așteptăm, doamna profesor, și cu alte ocazii în această emisiune. Alături mulțumesc de... mult pentru invitație. Mulțumim și foarte mult. L-am văzut pe domnul profesor Hâncu. Și eu da, că te văd așa într-o detentă spirituală, colosală, intelectuală și că ești atât de utilă prin toate aceste lucruri pe care le-ai transmis. Nu numai populație, ci și nouă, pentru că nefiind de aceea specialitate, nu? Avem cu tot specialități totalmente distincte, noi și noi medicii beneficiem de ele. Eu aș dori tot în încheiere să transmit tuturor creștinilor sărbători pascale cât se poate de creștinești, să ne aplicăm spre suferință, dar să ne și protejăm în același timp, să ne bucurăm atâta timp cât suntem împreună și că suntem bine. Mulțumim! Mulțumim foarte mult încă o dată! Mulțumim încă o dată! Cam atât pentru astăzi, dragi telespectatori, la Un Stil de Viață Sănătos, ediția cu numărul 238. Toate cele bune, să fim sănătoși cu toții, să alungăm frica și să ne revedem cu bine. Toate cele bune, la revedere!